În ultimele 24 de ore, polițiștii mehedințeni au verificat 792 de persoane și peste 70 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19 pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, cu suportul Jandarmeriei, Poliției Locale și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, au continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost verificate 792 de persoane și peste 70 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, dar și a interdicțiilor de deplasare în valoare de 7.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 190 de mijloace de transport. În ultimele 48 de ore, polițiștii au verificat 1634 de persoane și au aplicat amenzi în valoare de 17.000 de lei. Aducem la cunoștință faptul că masca de protecție trebuie utilizată în toate spațiile publice deschise, iar persoanele vaccinate nu sunt exceptate de la această măsură.